Salut, prieteni, sunt Kingsilu și bine v-am găsit la un episod de pe acest canal. De această dată, primul episod de Minecraft Horror. Vă prezint Slendrina The Chiller. Cred că știa jocul acesta, probabil din Granny. Adică din Granny, în sensul că în Granny apare și Slendrina și cum toată lumea a jucat Granny. Sigur a fost cineva curios să caute Slendrina. Acesta e cel mai popular joc cu Slendrina The Chiller. Nu uitați să dați like, să vă abonați, că nu le dați comentarii de episoade. Chiller 1, Chiller 2, Chiller 3, nu știu, știu mine pe primul. Ia să vedem. Mamă, și parcă vezi că eu chiar e ceva horror. Întrebare următoare, o știu să mă mai întorc? Logic. Asta ce e? Bă, e exact ca Slendrina The Chiller, normal e. Dar stai, oare vine și ca fantoma zburătoare? Ia uite, bă. Face faza aia, mă? Da, bă. Exact ca în joc, lol. Sper că am terminat odată jocul de ăsta pe ușor, cred, că am reușit să-l... Oh, bă, că nu vreau să mor. Ha, Chiller 2. Puh, se neate că Chiller 2 nu vreau să încerc, ești cu baba aia. Nu neapărat că m-a speriat cât faza cât de greu a fi. Da, în primul Slendrina, eu știu că dai și ea să ia. Da, eram sigur, vedeți? Bun. Deci, e exact, stai un pic, așa, e exact ca el, ca joc în sine, mă refer. Da, nu mă sperie. Deocamdată, nu mă sperie și că am jucat jocul. Ca așa da, te-ai speria într-un fel să vezi că ți apare dintr-o dată. Da, cred că îl termine repede pe ăsta, în 15 minute cred că gata. Singura chestie care să mi s-a întâmplat mie de obicei era că mă pierdeam și... Că îți dai seama, sunt multe coridoare. Da, aici veni. Era o fază când venea aia dintr-o dată așa, dar veni odată, zic că mai parcă mai venea odată. Dar nu știu, nu cred că era atât de lent în jocul propriu zis. Da, dar nici în joc nu s-apărea în față, s-apărea în spate. Deci eu nu-mi dau seama pe unde fusese și pe unde nu. Apare Slendrina.
Oricum, până acum, tipul pot să zic nota 10, frate, că mapa e tare. Adică, efectiv, exact ca Slendina, normal. Eu nu știu, frate, de ce normal jocul ăsta avea asemenea colindoare. Că nu știu, sau și Slendina erau astea. Sunt unele chestii care nu le mai știu, pentru că am jucat odată, dar două Slendina. Știu că greni am jucat mult. Nu, e cel mai probabil de-a Slendina acum. Aici. Ia uite-o. A, da, știu ce-ți face. Da. Și mereu, de fiecare dată când apare, protejează ceva. Și cheie și carte proteja acum, ești nebun. Camera asta nu la cămite. Nu e aici, n-are cum. Oricum găsit deja prea bine până acum. Bun, continuăm. Eu știu că aici apărea ea. Undeva. Nu, e aici, mi se pare câte o... Da, apărea, știam sigur că apărea aici. Nu, e și unele locuri în care apărea. Știu, dacă zic că scurt. Știam cum apărea, dacă vedeți. Trebuie să fac așa pe eu, că mă moară. Eu cred că pe aceea, aceea vine ea. Bun. Continuăm. Iar cheie. Aici e partea. Uita-s-o. Bun, nu mai știu unde am venit. Nu, dincolo, din capătul ăla vin. Sunt lent. Trebuie să cunosc pe cheia. Aaa, cheia că e la ieșire. 10 minute cam. Nu e așa de greu. Cilor 2 e greu. Nu spune că cilor 2 nu l-am jucat. Nu stai că acolo.
Am fost serii bici. Cred. Sper. Ai mă, cam pierdui. Și cam nervoasă, Slendrina. Let's go. Am reușit. La revedere.